Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania Estrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu! Am început să filmez! Dragilor, voi încerca să filmez, să vedem dacă e prea insuportabil zgomotul. Astăzi, un clip nișat de care mie mi-este drag, vorbind despre romane epistolare, ce înseamnă asta, de unde a apărut, unde se va duce. Să fiu sinceră, în acest moment sunt un pic, da, sunt un pic înfricoșată, pentru că aș vrea să termin de filmat, să filmez, pentru că m-am pregătit cu totul, cu cărțile, le-am luat pe toate din bibliotecă, să discutăm așadar despre câteva romane epistolare pe care le-am citit eu până acum. Desigur, mai am multe de descoperit, vă invit să îmi dați și voi recomandările voastre în comentarii dacă ați citit câteva romane epistolare care v-au făcut plăcere, pe care le-ați ținut minte și așa mai departe. Eu am astăzi 9 exemple și aș vrea să încep un pic prin a discuta despre ce înseamnă un roman epistolar. Așadar, este vorba despre un roman scris sub forma unor scrisori trimise între personajele fictive. De asemenea, în acest stil se încadrează și informațiile trimise sub alte forme, nu doar prin scrisori, și anume prin jurnale, articole de ziar, notițe, iar în forma modernă, bineînțeles, și prin e-mail-uri, mesaje trimise electronic și așa mai departe. Numele romanului epistolar vine din greacă, de la cuvântul epistole, care înseamnă scrisoare. Primul roman epistolar notabil a fost Închisoarea iubirii, scris de autorul spaniol Diego de San Pedro în jur de 1485, așadar în secolul 15. Romanele epistolare au devenit destul de populare în secolul 18, iar unul dintre cele mai cunoscute romane fiind Suferințele tânărului Werther, scris de Goethe, carte despre care vom discuta imediat, dar bineînțeles, printre alte romane extraordinar de cunoscute se află și Frankenstein de Mary Shelley, Necunoscuta de la Wildfell Hall de Anne Bronte și Dracula de Bram Stoker. Despre toate acestea vom discuta astăzi, pentru că din fericire le-am citit pe toate. Haideți să începem cu romanele clasice, cu cele din secolul 18, apoi vom continua la secolul 19, ajungând la cele moderne în secolul 20 și 21. Să începem cu Suferințele tânărului Werther. Suferințele tânărului Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Este un roman care a apărut în 1774 și este una dintre operele reprezentative ale mișcării literare Sturm und Drang, Furtună și Avânt în traducere, adică se încadrează în curentul romantic german. Tânărul Werther, care suferă extraordinar de tare din cauza unei iubiri neîmpărtășite, își descrie sentimentele printr-o serie de scrisori pe care îi le trimite prietenului său Willem. Willem? Willem nu era și prenumele personajului din O viață măruntă? Oh my God, traume. Așadar, Werther se îndrăgostește de o tânără pe nume Charlotte, care era deja logodită cu altcineva. Desigur, este unul dintre acele romane care a stârnit foarte multe vârvă la momentul publicării, în special din cauza finalului său. Nu vreau să dau spoilere în cazul în care n-aș citi cartea. Finalul, adică alegerea pe care a făcut-o Werther, a fost considerată periculoasă, existând un anume număr de cititori care au ales să facă același lucru ca și Werther. Bineînțeles că aici a intervenit biserica, au intervenit și alți cetățeni conservatori, care au considerat cartea fiind o influență proastă pentru tineri, fiind interzisă în mai multe orașe din Europa. Ați văzut ce am eu aici? Liliac! Doamne, cât de frumos miroase! Ok, avem treabă. Ne concentrăm pe Liliac mai târziu. Mergem mai departe la una dintre cărțile mele preferate. Este vorba despre Femeia în alb de Wilkie Collins.
A fost publicată în 1860, așadar deja am ajuns la secolul XIX, fiind considerat primul thriller englezesc. Cred că v-am înnebunit anul trecut cu această poveste, așa că o să fiu concisă. Aflăm povestea a lui Walter Hartwright, dragii mele Marianne și a surorii Laura. Aici sunt mai mulți naratori care își trimit scrisori și cu ajutorul cărora aflăm ce s-a întâmplat. Ne povestește și Walter, ne povestește și Marianne, parcă ne povestește și unul dintre avocați, un avocat, nu mai știu exact, sau un necunoscut de la Whitefield Hall, că le mai încurc. În orice caz, avem și pagini din jurnalele lor și așa mai departe. În cazul în care n-ați citit-o până acum, vă super recomand. Mergem mai departe la Dracula de Bram Stoker, roman publicat în 1897. Facem o călătorie în Transilvania, care în acea perioadă făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, și aflăm povestea cu ajutorul avocatului Jonathan Harker, fiind invitat la castelul contelui Dracula din Carpați. Cititorii descoperă această poveste cunoscută, ultra cunoscută, a vampirului Dracula, printr-o serie de scrisori, telegrame, notițe ale unui medic, articole de ziare, intrări de jurnale și așa mai departe și așa mai departe. Eu nu mai țin minte dacă am citit-o anul trecut sau acum 2 ani, destul de târziu oricum, dar mi-a plăcut și am descoperit aici un personaj feminin foarte tare și anume Mina, de care mi-a fost foarte drag. De asemenea, fiind o carte gotică clasică, bineînțeles că vă invit să o citiți în cazul în care n-ați făcut-o deja. Aș vrea să menționez rapid, pentru că am aflat de curând, odată cu portretul de autor Jane Austen, că și ea a încercat să scrie mai multe romane în formă epistolară, totuși a schimbat forma acestora în timp, considerând că ori nu îi se potrivește, ori nu era foarte popular în cercul ei de cunoscuți, nu știu care a fost problema și de ce a schimbat forma lor. Între primele ei romane, Lady Susan a fost scris în formă epistolară, Primele impresii, care mai târziu a devenit Mândrie și prejudecată, a fost scrisă în formă epistolară. Rămășițe ale acestei pasiuni, să spunem, sunt în acest volum Dragoste și prietenie. Aici sunt 3 microromane, 2 dintre ele fiind scrise, iată, prin scrisori. Dar mai există și în Persuasiune. Aici, spre exemplu, regăsim câteva informații transmise cu ajutorul scrisorilor. Mergem mai departe la Frankenstein de Mary Shelley, un roman publicat în 1818. Aici aflăm povestea omului de știință Victor Frankenstein. Eu am această variantă superbă ilustrată de la Art. Da, este destul de mare și destul de incomodă, dar merită. Așadar, probabil că știe toată lumea, Victor Frankenstein reușește să creeze un fel de ființă cu ajutorul mai multor părți umane diferite. Povestea ne este relatată prin scrisorile pe care capitanul Robert Walter îi le trimite surorii lui, pentru că într-o călătorie la Polul Nord, Robert îl întâlnește pe Victor Frankenstein, mai mult mort decât viu, și cel din urmă îi povestește întreaga situație. Vă mai arăt o dată ilustrația mea preferată. Ador. Au, mi-am prins degetul aici. Mergem la o altă carte preferată pe care o ador efectiv. Este vorba despre Necunoscuta de la Whitefield Hall de Anne Bronte, roman publicat în 1848 cu pseudonimul Acton Bell. În cazul în care vreți mai multe informații și nu știți deja, vă invit să urmăresc Portret de autor surorile Bronte. Aveți acolo toate informațiile despre viețile lor, despre romanele lor și așa mai departe. Povestea este relatată cu ajutorul scrisorilor personajului masculin Gilbert Markham către prietenul lui. Acesta a subliniat venirea lui Helen Graham, o tânără văduvă, a mama unui băiețel, venirea ei așadar în vecinătatea casei lui. Cei doi se împrietenesc, iar Helen îi spune povestea cutremurătoare cu ajutorul jurnalului său, încurajându-l pe Gilbert să îl citească. Astfel avem și scrisori și intrări de jurnal. Acest roman este unul dintre primele romane feministe, nu doar pentru că Helen Grace se întreținea singură vânzându-și tablourile, ceea ce în secolul XIX era destul de scandal, dar și prin acțiunile eroinei noastre. Deși finalul
Știți voi vorba aia, în cazul lui Helen Grace se potrivește cel mai bine, femeia trebuie să spele și să calce și să ajute. Mai departe, un volum pe care nu mă așteptam să-l introduc aici, este vorba despre cea de-a patra carte din seria Anne of Green Gables de M.L. Montgomery. Aici Anne este plecată într-un oraș nou, unde timp de 3 ani a fost profesoară și tot romanul ne este spus prin scrisorile pe care Anne le trimite lui Gilbert. Ceea ce am aflat și veți vedea și voi la momentul reading vlogului este că acest roman a fost scris mult mai târziu. Ok, spuneam înainte să mi se oprească doamna cameră că a găsit autoarea o perioadă în care nu s-a întâmplat nimic și a scris acest roman în care Anne este plecată și este profesoară timp de 3 ani înainte să se căsătorească. Mi s-a părut drăguț, am integrat-o și pe ea. Mai departe, ajungând la cărți mai moderne, la cărți contemporane, o să încep cu scrisori din insula Guernsey de Marianne Schaeffer și Annie Burroughs. Din câte mi-amintesc eu, este vorba despre o autoare care a murit înainte să termine cartea și parcă a preluat nepoata ei. Da, a preluat nepoata ei și a terminat povestea. A fost publicată în 2008. Acțiunea are loc în 1946, fiind așadar și ficțiune istorică. Juliet Ashton, o tânără scriitoare, ajunge, mă rog, printr-o serie de întâmplări pe insula Guernsey. Tot îmi vine să zic Guernsey, mă rog. O insulă care fusese ocupată de naziști o mare parte din cel de-al doilea război mondial. Așadar, merge aici pentru a strânge informații despre modul în care s-au descurcat oamenii în perioada ocupației. Aici descoperim o poveste extraordinară despre curaj, supraviețuire, prietenie, dragoste, totul fiind transmis cu ajutorul scrisorilor. Ajungem și la ultima carte de pe lista de astăzi. Este vorba despre Unde ai dispărut, Bernadette, de Maria Semple, un roman epistolar și comic apărut în 2012. Aflăm povestea unei femei, o arhitectă pe nume Bernadette Fox, care suferea de agorafobie. Să fiu sinceră, o înțeleg. De ce ai vrea să ieși din casă? Aflăm ce se întâmplă cu ajutorul e-mailurilor, altor genuri de documente, notițe, bilețele. Toate acestea sunt puse cap la cap de fiica ei, Bea, de 15 ani, după ce Bernadette dispare. În cazul în care vreți să vedeți filmul, de fapt, ambele cărți sunt ecranizate. Aici o avem pe Kate Blanchett în rol principal, iar aici o avem pe cenușarea sa. Cum o cheamă? Rol principal. Dragilor, acesta a fost clipul de astăzi. Sper din suflet că v-a făcut plăcere să mă urmăriți până la final. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă ați citit vreuna dintre cărțile menționate, dacă da, ce părere ați avut, dacă v-a atras ceva atenția, ce alte romane epistolare îmi recomandați. Vreau să discutăm ca de obicei în comentarii, nu uitați că sunt foarte importante pentru mine. Vă las în descriere toate cărțile menționate în cazul în care vreți mai multe informații. Tot acolo veți găsi și link unde puteți deveni membri ai canalului și unde puteți participa la Clubul de Carte Lunar. De asemenea și adresa căsuței mele poștale în cazul în care vreți să-mi trimiteți ceva. Vă mulțumesc super, super mult! Să aveți o zi super, super bună! Pupi, pa!